prieteni și bine ați revenit în acest nou filmuleț. Astăzi o să vă prezentăm noua noastră mașină. Rămăseserăm dator cumva să facem filmulețul ăsta, fiindcă v-am promis într-o postare pe Facebook că o să vă arătăm noua mașinuță. Amiuța este foarte încântată aici cu mine. Am ieșit puțin aici, pe terenul ăsta din sat, lângă râu. Cu ăștia mici să se mai plimbe și ei puțin. Și am zis să vă prezentăm repede noua noastră mașinuță, pentru că noi suntem tare încântați de ea. Am luat-o de ceva timp, a venit direct din Belgia, pentru că la noi în țară nu se găsește astfel de mașină. Sunt fabricate practic ele pentru vest și la noi în țară nu se vând nici noi, nici la mâna a doua, nu am găsit. Așa că am luat-o direct din Belgia și este ca nouă. Haideți să vedeți. Să vedem puțin exteriorul și apoi o să vă arăt imediat și în interior. Cam așa arată interiorul. Are plafon din ăsta panoramic, ceea ce nouă ne place foarte tare. Și o grămadă de comenzi. Să și intrăm puțin. Volanul este așa micuț, drăguț, numai bun pentru mâinile mele, dar nu numai. Haideți să vedeți cât de ușor se pornește această mașină și nu o să auziți nimic, pentru că pornește pe electric de fiecare dată. Apoi apeși butonul de power. După cum observați, la modelul ăsta toate informațiile de bord și așa sunt situate undeva în mijloc. Aici deasupra volanului practic e liber. Și informațiile despre consum, kilometraj și toate cele sunt puse aici, frumos. Ai tot felul de informații pe ecranul ăsta micuț, pe care le setezi foarte ușor de pe volan. Radar. Are două ecrane, practic, ecranul acesta micuț de aici și celălalt ecran de aici, care este tactil, are navigație, cam așa ceva. Okay. Iar aici avem tot felul de setări. De conexiuni, putem conecta telefonul cu tabletica asta și putem pune tot felul de chestii de pe telefon aici. Ai cameră de marș arier și lumini de ghidaj, deci practic ți arată unde o să ajungă mașina. Acum a pornit și motorul termic. Are schimbător din ăsta așa drăguț și la modelul ăsta văd că l-au pus aici sus, lângă volan. La celălalt era undeva unde e schimbătorul normal. Aici însă este o cotieră destul de generoasă și am înțeles că sub ea cumva ar fi un set de baterii, pentru că modelul acesta, vă ziceam, este hibrid. Fiindcă este hibridă, are și baterii, așadar, baterii care se încarcă în mers, atunci când frânezi sau când mergi în modul ăsta B, brake. E o frână de motor mai accentuată, foarte utilă în coborâri. Este o mașină nu numai eficientă, economică, silențioasă și spațioasă, dar este și foarte fiabilă. Nouă ne-a plăcut foarte mult modelul anterior și așa că am zis să luăm tot o Toyota hibrid, dar cu 7 locuri. O să vă arăt imediat și cum este în spate, dar haideți să vedem ce comenzi mai are pe aici, pe bord, și să vă prezint puțin așa fața, practic. Are scaune, cum vedeți, scaune de piele, o piele foarte bună, calitativă, se vede. Are reglaj automat electric la scaun, în spate, se dă în față,
Și aici lombar. Aici are pilotul automat. Aer condiționat automat, climă. Are spații de depozitare suficiente, inclusiv aici pe bord, în torpedo, dar și pe uși. Geamuri electrice, automate, toate patru. Are și head-up display, pe care îl vedeți aici în geam undeva, practic o să reflecte în geam câți kilometri aveți la oră, deși vă arată bineînțeles și aici. Aici sunt butonașele de setări pentru head-up display-ul acela, iar aici senzor de parcare, parcare automată și frânare automată. După cum vedeți aici, vă ziceam că are o cotieră înaltă și spațioasă, cu spații de depozitare, cu tot ce trebuie, și nu are frână de mână aici. Frâna de mână este ca la modelele Mercedes aici, la picior, practic. Așa. Și mai apeși o dată și s-a tras. Aici este un butonaș pentru parcare, practic. Asta este una dintre frâne. Când pui mașina în parcare, apeși butonașul ăsta și gata, ai asigurat mașina. Aici are butonașele de electric vehicle, eco și power, modurile de conduț, practic. Iar pe aici, după cum puteți observa, aerul condiționat cu reglare automată și un joystick din ăsta foarte fain, unde pe unde ți alegi unde să vină aerul. Să vedem puțin și din unghiul ăsta, din dreapta. Este foarte spațioasă. Și cam așa. S-a cam înnorat, cred că urmează o furtună. Dar hai să terminăm repede de filmat până atunci. Wow, cum se vede cerul. Să vă arăt deci în spate acum. Îmi place foarte mult că este lată și poți băga cu ușurință 3 scaune de copii. Noi avem 2 și o scoică în cazul ăsta, dar stau lejer aici și ne-a plăcut foarte mult faptul că sunt scaune individuale, practic. O să vedeți imediat, fiindcă o să le dau păstea de copii jos și o să vedeți cum arată fără. Sunt scaune individuale, deci, și se reglează fiecare, poți da pe spate, practic, pentru confortul copilului. De aici, din partea asta, îl poți da pe spate și scaunul lui se dă odată cu el, ca să fie cât de confortabil dorești, și îl poți și glisa în față, astfel încât dacă ai pe cineva pe care vrei să-l iei în spate, să se poată urca chiar și așa, cu centura pusă și cu scaunul copilului pus. Și este foarte tare faptul că poți să pui centura copilului cu ușurință, practic îți rămâne spațiu de manevră aici. Poți băga cu ușurință mâna să pui centura. Să dăm puțin scaunele lor jos, să vedeți cum arată aici în spate mai exact. Uitați ce spațioasă este, practic. Are destul spațiu aici, așa la picioare. Este model din ăsta, fără treaptă, din aia aici la mijloc. Și scaunele sunt superbe, îmi place foarte tare pielea asta. Și să vă arăt și cum se glisează și cum se rabatează, practic. Pe aici te urci în spate, este spațiu destul de mult. Normal se dă și așa, la maxim. Și este spațiu de urcat în spate fără probleme. Deci cam așa te urci în spate. Și scaunele de aici sunt și ele foarte spațioase, dacă nu chiar mai late decât alea din față, aș zice. Și stai confortabil aici, în spate. Chiar e drăguț. Căutam o mașină cu 7 locuri și asta cred că e perfectă pentru familiile cu copii mai mulți și pentru familii în general. Uitați cât spațiu mai rămâne mie de la cap. Dacă este cineva mai înalt, s-ar putea să fie un pic mai aproape de plafon, dar
e drăguț. E drăguț și aici în spate, îmi place. Ai spațiu destul și e confortabilă. Noi în majoritatea timpului oricum nu folosim scaunele din spate să mergem, practic să stăm pe ele, dar sunt foarte bune când ai nevoie. Să le rabatăm puțin înapoi acum, să vedeți cam cum e și portbagajul. Și acum o vedere așa din spate, practic. Să vedeți cam cum arată. Așa arată portbagajul cu scaunele ridicate, dar noi de obicei le ținem rabatate, fiindcă nu avem mereu nevoie de locurile astea. Și cam atât de mare este portbagajul cu ele rabatate. Este un portbagaj generos, căutam așa ceva, fiindcă de fiecare dată când plecam în călătorii, ne trebuia practic spațiu pentru toate bagajele. Și aici chiar avem loc în ea, deci nu am ce să zic. Chiar e ok din punctul ăsta de vedere, mai are spații de depozitare chiar și pe aici. Ia uitați cât spațiu mai are practic și aici. Și pe lateral mai are niște spații foarte drăguțe, compartimentate așa. Și să-ți iei o mașină hibrid este practic primul pas spre o planetă mai verde, să zicem așa. Da, mai ales dacă stai la bloc, să zic, și nu ai neapărat unde să o încarci, un hibrid este perfect, pentru că se încarcă automat și nu trebuie să încarci la priză. Altfel poți să-ți iei și electric-electric, dar nouă asta ni s-a potrivit cel mai bine. Este cea mai bună mașină din punctul nostru de vedere, foarte economică și fiabilă. Să vă arăt puțin și cu farurile, practic sunt faruri LED și bat super, super bine, îmi plac foarte mult. Și cam asta este, sperăm că v-a plăcut și dacă aveți întrebări despre această mașină, vă așteptăm cu ele în comentarii. Și stați pe aproape pentru că s-ar putea să facem și o ofertă drăguță pentru abonații noștri când vom decide să ne despărțim de această mașinuță. Până atunci, vă mulțumim că ne urmăriți de fiecare dată și vă așteptăm cu drag în filmulețul următor. Pa, pa!